Ursu? Hai! Ursu? Ursu? Ursu, unde? Ce ne poate, băi, și tu strângi atâta? Băi, bunic, mă, dar nu înțelegi? Și? S-a întâmplat ceva rău. Și s-a întâmplat, și s-a întâmplat. Băi, spără cățelul, băi. Ei, nu zău! Cum adică, mă, ți-au luat câinile? Păi, cum auzi, mă, tale? O dispărut câinile. Mă, tale, știi ce înseamnă asta? Și? Înseamnă că trebuie să faci și muncă detectiv. Asta este esențial, dragă Watson. Cine? Watson e... Cine s-o uat? Watson. Și ăsta. Watson e bunic, mă, nu știi, Watson acela cu filmii cu detectiv, cu Sherlock Holmes, cu acela. Bă, început să aibă vedenie ăsta, tot îmi zici Watson, Watson, și o Watson, și nici o Watson. Eu-s bunic, ta. Ideea este așa. Cine o furat cățelul de la noi din ogradă? O lăsat niște indicii. În primul rând, umbrela și ei care nu știu și caută și cine vine cu umbrela când ninge. Și în al doilea rând, talpa și ei de la papuc. Noi acum putem să reducem numărul suspecțelor. Cum? E simplu. Urma și ei de papuc. Care, apropo, urmează-mă. Ca de găină. Cine are căcat de găină în sat și mai ales cine poartă 47 în sat la noi? A, zic eu, Marșela lui Prejână, că ăla e înaltoc. Marșela lui Prejână, da, așa e înalt, că așa schimbă becuri din chișoare. Și mie mi-a schimbat becul de la stâlp. Mie din chișoare mi-a deșurubat un bec și-a pus altul. Am înțeles. Mă duc să vorbesc cu el, să-l stau o leacă de vorbă, că ăsta sigur ne-o fura câinile. Duce și vorbești cu el, dacă... Și dacă nu recunoaște, că pășeală, că eu n-am treabă. Nu fură nimeni mie câinile. Las, că stăm noi de vorbă, Prăjână, crezi că mă faci pe mine cățel? M-am întors, ai bunic. Te-ai întors, mai ne pagează, cum a fost? Dar ce s-a întâmplat? Și cu ochii așa de bufniță? Am certat cu Marcel, că i-a văzut că, băi, deși m-a acuz că ți-am furat câini și oameni că tu mi l-ai furat și el îmi spune, tu ești prost, mi-a stat amândoi la băută aseară, cum să-l fur eu, că eu eram cu tine. Și am zis, a, da, dar tot nu l-ai furat. Și s-a enervat și o sărit țandura și o sărit țandura fix la mine în ochi. Da, am altă idee acum, alt suspect, suspectul trebuie și o femeie, că am mai găsit un indiciu la noi în ogradă. Și indiciu? Urmă de batic galben. Înseamnă că e clar o femeie. Păi ne pace, dar de ce să nu fiu un bărbat, de ce să fiu o femeie? Păi și bărbat poartă batic la noi în sat. Ai, treperul și ăla din deal, mă, care poartă batic, nu știi, și umblă pe YouTube și cântă. Sunt treper și port batic, ic, ic, beau cafeaua la ibric, ic, ic, ca mine. Păi dar poartă asta 47? Poartă, măi, că nu știi că numele de scenă e L. Care e 1,50 în înălțime și 1,50 pe lățime, care e dita mai chișoarele, nu știi, poartă schiuri. A, înseamnă că el a fost, sigur el a fost, că eu trebuie câinile, cred că pentru un videoclip ceva. A, păi stai, că mă duc eu pe asta chiar îl bat, că ăsta e mic. Și să-i dai și un batic, ic, ic, peste cap și îi dai și un ibric, ic, ic. Tu ești rapper, ăr, 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 și te prindi păr, ăr, ăr. Rapper, relu, relu, ia bă, taie, nitelu. Mergea doar și clăs. Vine bătut complet. Nici ăsta nu cred că a fost el. O zis că a fost la studio la oraș să registreze albumul seara și ei. Păi mai ne pace și acum și ne mai rămâne din cercul de suspect. Acum chiar cred că suspectul e o femeie. O femeie? Și ne poate fi? Tanti Vica de lângă noi vecină. Păi oi ne poate, dar Vica nu poartă 47. Nu, dar bărbatul poartă. Așa și? Și e, i-a luat papușii lui Barbațu.
Zici tu? Păi da, nu poate o femeie să poartă papușul bărbatul prin ogradă? Dar ce se fac ea cu câini? Asta aflăm. Du-te și mai tare și cheamă. O ducem la interogatoriu. Bine, așa fac. Ia ziceți, de ce m-ați chemat? De ce m-ați chemat? Tante Vica, unde ai fost pe data de 18? Nu prea sunt blăreaț așa, acasă am stat. Eu n-am unde să mă duc. Deci n-ai niciun alibi? Un ce? Un lipi? Ceva lipsit, hă? Singur ai fost acasă, deci n-ai fost. Da, singur, doar o fi Dumnezeu mă vede el, dar nu spune. Da, Dumnezeu nu poate să vorbească, să răspundă la interogatoriu, deci n-ai niciun alibi. Nu. Ei, făptașul, e adevărat că astea sunt urme din baticul matale? Mă, nu văd nimica când bați cu becul ăsta în ochi. M-a băgat într-o cameră acolo și mă cerceta unde am fost, ce fac. Ăștia amândoi sunt într-o ureche, dar sunt într-o ureche rău de tot. M-a susperiat. Ce e acela alibi? Ce alibi? Eu știam că ea e cam, nu-i întreagă la cap, dar ne poți tot la fel, ce se-i mirăsat. Nu văd nimica când bate becul în ochi și nu știu ce mă chiorâți, de ce mă întrebați. Eu nu port batic galbin. Ei, nu. L-am văzut eu odată ca să rigardul la noi. Am sărit gardul după găină. După găină ne-am luat găină și am plecat. Așa nu ați procedat așa la fel și cu câinile? Ce să fac eu cu câinile vostru, mă? Ăla mănânc cât 5 ca mine, mă, și eu n-am mâncat nici pentru mine. Și atunci, deși există o urmă de 47 de la Matali, la mine în Orad. Acolo, afară, pe zapada, am văzut noi. Unde, mă, dar eu port 47? Da, sunt subboară. El poartă, dar nu e acasă el. Poate că am luat papuce care am nemerit la ușă după găină. Nu e urma mea, ce mai, nu e urma mea. Păi cum să nu fie Matali? Că dacă nu e Matali, și nu mai are papuca așa de mare în satul ăsta. Cum cine? Tu? Nu vezi cât ești de mare? Da, băi, băieții, tu porți 47. Tu l-ai luat. Poate l-ai luat prin somn, că tu ești somnam bun din ăla. Și poate ți-i frică și în subconștient ai vrut să-l duci în altă parte ca să nu-l mai vezi. Asta e ceva elementar, măi, o Watson. Băi, bunică, poate mă tare dreptate. Poate mi-a fost frică de când și l-am dus în somn. Sigur a fost asta. Dar frumoasă lampa, dar de unde o fi luat-o? Nu-mi dau seama de unde o are, ce-i cu ei, că n-am avut timp să le mai pui eu întrebări. Mă rupea ei întrebări, unde am fost, de unde eu. Și vajei nepoate. Cerc să dorme, bunică. Păi m-am gândit așa. Dacă eu am dus câinii în somn când dormeam, acum mă pun înapoi în somn ca să visez unde l-am dus. E cumva elementar, dragă Watson, nu? Ha, ai dreptate. Totuși nu înțeleg și legătura are umbrela cu cazul ăsta. Nu are niciun sens. Dana. Bine, mai nepoate. Hai, până adormi tu, mă duc și eu până în păiat să închid găinile, da? Îți iau și pantofii tăi, că mă doare bătătura asta. Bine, bine, e papușii mici și mari. 47. Și eu și umbrela, da? Da, bine, da, e și umbrela, că doar știu că ești mică și n-ajungi. Da. Auzi, eu cred că acum o să-ți iau pantofi, ce-i că auzi? Îi zbun numai bunii pentru mine când mă duc la porci la găi. Cum să-i bunii cu papușii mici, de bărbat aceea? Așa, așa și, n-ai mai văzut femeie care se umbli în papuși de bărbat sau cum? Da, caca de găină. Suspect o calcată în caca de găină înainte. Stai. Stai așa, bunică, o secundă, că eu am rezolvat cazul. Ce caz? Păi n-ai stabilit că ești somnambul? Matalea ai stabilit că eu sunt somnambul și am dus câinile, dar toate astea fără dovezi? Dacă papucul meu a fost în zapadă și eu n-am calcat acolo, și ne-a fost oare? Dacă sunt urmi de batic galben și numai tu poți batic galben, și ne-a fost oare? Dacă cineva a folosit umbrela și nu pentru ploaie, când nu a plouat, pentru ce a folosit-o oare? Ue, nepotul ăsta... Adevărul că cred că are ceva abilități detectiv. Pare că chiar și prea pricepi. Matali, vrei să mă duci în eroare și trebuie să avem o discuție. Cum îndrăznești, mă, să zici despre mine că am încercat să te duc în eroare? Nu ți-ai rușine? Hai să avem o discuție, ia. Pune-te aici în scaun. Ce ai, mai cu ochii? Unde ai fost în data de 18? Unde să fiu aici? Ai un alibi? Da, am fi de alb în cap, cum ținu, că doar îți bătrână. Deci n-ai, erai singură. Și să le-a fost unii.
Recunoaște că mă atalie și făptat. Nu recunoaște nimic, că nu am ce să recunosc. Recunoaște, vreau adevărul la tine. Adevărul? Purul adevăr. Do you want the truth? I want the truth. You can handle the truth. Adevărul este că de când ai câinile ăsta, nu mai îmi cumperi medicamente, nu mai ai grijă de mine, cu toate că stai pe muzica mea și pe banii mei. Asta e adevărul. The truth. Pe și unul l-ai dus. Undeva unde n-ai ajuns tu niciodată și niciodată n-ai fost. În alt oraș? În altă țară? Nu, băi! Împoiat. Te-am trimis de 30 de ori să iei ouăle din cotet și niciodată n-ai fost. Și bineînțeles că acolo e cea mai bună ascunzătoare. O, dacă ai grijă de mine, e ok. Dacă nu, câinele... Au, avar. Eu n-am știut că bunica așa spărășoasă. Am și mai mult grijă de acum și gata și... Oțu! Oțu! Unde ești? Hai! Uleu, uleu! Ei, nâncoase! Măi! Măi, ce frumos ești tu! Vezi? Ota! Oți! Acum se mărăm amândoi, avem la fel ochii! Exact la fel! Da, cum? Dar ce de minte? Cum mă abandonezi, nu-l mai găsești! Da, bunica, gata, nu te mai abandonezi de acum! Suntem iar o echipă? Suntem iar o echipă! Hap! Hap! Ursul! Marșel al... Cum e? Tu întrebi cum e? Se mă uita. Erou lui bunica, erou. Cum luptă el pentru un câine, parcă-i din Dinamo. Adică e mistel și se atură și ar putea mai... I want the truth! O aturută! Așa-i să-ți... Scriști pe mă. Muzica mea și pe... patul meu. Poate nu era cel mai ok patul meu în contextul ăla.